Televiziunea Română și Ministerul Culturii și Identității Naționale prezintă. Domnul sergent. Zi, e adevărat că scrieți la gazetă? Da, Mieruș. Scriu la gazetă, scriu și cărți. Eu nici măcar nu știu să citesc, că dar mi-e să mai scriu așa de în capul meu. Dar aș fi mândru să știu că ei, copiii mei, știu. Să ajungă oameni mari, boieri așa ca dumneavoastră. Câți copii ai, Miruș? 6, domn sergent. 6 băieți. Să trăiască. Mulțumesc. Eu dacă scap viu de aici, o să am pământ. Și o să am să dau și la școală. Numai să scap eu de aici, că așa voi face. Domn sergent, mă învățați și pe mine să citesc? Să citesc așa ce scrieți dumneavoastră la gazeta aia? Da, Miruș, te învăț. Nici nu e greu. 26 de litere. Domn sergent, am să-i scriu eu o scrisoare femeii mele. Nu știe să citească, se duce la buier și citește el. Se aud tunurile nemților. Și noi n-avem cu ce să ripostăm. Arme, nu? Tunurile noastre nu sunt gata de luptă. Da. Să ne ajute Dumnezeu. Apropiați de prizonier! Prizonierii români din Alsacia și Lorena sunt o parte din cei capturați de armata noua germană a generalului von Falkenhayn în timpul durelor lupte din Carpați pentru controlul trecătorilor. Numai între 1 și 18 noiembrie 1916, 189 de ofițeri și 19.338 de subofițeri și de soldați români au fost capturați. Mulți alții provin din timpul aceleiași campanii din 1916, dar din bătăliile date în câmpia română, în Oltenia și în Muntenia. Din păcate, rămân până astăzi foarte multe aspecte neclarificate despre viața prizonierilor de război români, până la repatrierea lor sau până la moartea lor. Pentru că, cel puțin în primele luni ale lui 1917, numărul deceselor printre prizonierii de război români este unul considerabil. Mulți erau ținuți închiși în țarcuri pentru vite, mergeau în picioarele goale, iar noaptea nu aveau dreptul să se învelească. În plus, guvernul german nu a ezitat să-și folosească prizonierii de război pentru fortificarea liniei frontului. Iar atunci, foarte mulți români au murit sfârtecați de proiectile. We'll be right back.
Problema prizonierilor de război rămâne unul dintre aspectele cele mai puțin cunoscute ale Primului Război Mondial. Acest unghi mort al istoriografiei e cu atât mai greu de explicat dacă ne gândim că mai bine de 7 milioane de militari au trecut prin experiența prizonieratului în timpul Marelui Război. Amploarea violenței îndreptate împotriva acestui număr imens de captivi rămâne de asemenea greu de evaluat. În mod paradoxal, Primul Război Mondial a fost primul conflict în care combatanții au acceptat în prealabil un cod de conduită pentru vreme de război, ceea ce oferea, cel puțin teoretic, o protecție substanțială răniților și prizonierilor de război. În realitate, prizonierii, chiar dacă reușeau în marea lor majoritate să treacă de etapa foarte periculoasă a capturării, erau expuși unor multiple forme de violență directă și indirectă. Odată terminat drumul, de multe ori în condiții inumane spre lagările de prizonieri, lucrurile nu se îmbunătățeau neapărat. Alimentația era insuficientă dacă nu era completată cu surse din exterior, igiena adeseori precară, iar regimul de muncă, în funcție de lagăr, putea fi ucigător. Mai mult, odată cu prelungirea războiului, radicalizarea violenței față de inamici avea să se materializeze inclusiv în încălcări tot mai numeroase și mai grave ale convențiilor internaționale. Experiența prizonieratului releva de fapt o multitudine de experiențe și soarta ați putea fi puternic influențată de momentul în care cădeai în captivitate, de tipul de lagăr în care erai repartizat, dar și foarte important, după cum ne arată statisticile, de țara de proveniență. Acest ultim aspect era crucial din cel puțin două puncte de vedere. Statul de proveniență însemna o șansă mai mare sau mai mică de a primi asistență în funcție de atitudinea sa față de proprii militari căzuți în captivitate, dar și de resursele de care dispunea pentru a-i ajuta. Situația prizonierilor a intrat rapid într-un cont de umbră după război. Deopotrivă pentru învinși sau învingători, chestiunea prizonierilor s-a încadrat tot mai dificil în memoria oficială a conflictului și câteva decenii mai târziu a fost umbrită de tragediile prizonierilor din cel de-al doilea război mondial. În cazul României însă lucrurile au stat diferit. Drama prizonierilor români din Primul Război Mondial a devenit un argument pentru a sublinia justețea cauzei românești în fața unui inamic lipsit de umanitate, dar și pentru a scoate în evidență amploarea sacrificiului colectiv necesar pentru a construi România mare. România era privită de către puterile centrale ca un stat trădător, care nu-și onorase angajamentele și atacase într-un moment de cumpănă. Pentru bulgari, de pildă, era vorba și de a plăti pentru umilința suferită în 1913. Această atitudine se răsfrângea direct asupra militarilor români, unii dintre ei închiși în condiții teribile în lagăre din Bulgaria sau Germania, sau încadrați în batalioane de muncă în apropierea frontului. La fel de important, românii au fost capturați într-un număr relativ mare, într-un interval scurt de timp, ceea ce ridica evidente probleme de aprovizionare. Nu ajuta nici faptul că statul român nu a alocat resurse suficiente ajutorării acestora și nici refuzul puterilor centrale de a prezenta liste complete cu prizonierii români. Viața prizonierilor români din Alsacia și Lorena era extrem de dificilă. Erau încartiruiți în mai multe lagăre din 15 localități. Cele mai multe informații le avem despre lagărul de la Schulzmatt. Conform mărturiilor, acolo erau 15 gardieni, iar toți prizonierii erau înghesuiți în numai două barăci și forțați să ducă munci istovitoare.
lieutenant. Văd că din primăvară mormântările românilor nu se mai fac doar duminica, ci în fiecare zi. Numărul morților crește de la o zi la alta. Domnule locotenent, mor de frig, de foame și de epuizare. E păcat, domnule locotenent. Nu putem să-i lăsăm așa ca pe câini. Cine e obligat să intre în război? Noi nu facem decât ce ni se spune. De ce au îndrăznit amărâții ăștia să ne atace pe la spate? Nu găsiți asta îngrozitor? Nu simțiți insulta? Adevărul este că soldații români mor de foame și de epuizare. Nu este greu să înțelegi asta. Viața este grea, iar moartea este la ordinea zilei. Spectacolul morții și al vieții acestor oameni, soldați și nu tâlhari, mă impresionează profund. Mai la început, morții erau puși într-un coșciug și depuși la capela din sat. Odată groapa săpată, cei care duceau sicriul înconjurau mortul sub atenta supraveghere a gardienilor. Un soldat român începea să cânte câteva tropare de îngropăciune pe care le cântau altă dată în satul lor. Acum nu mai au voie nici măcar să pună morți în sicrie. Trebuie să-i arunce direct în groapa proaspăt săpată, aproape dezbrăcați. Noi, copiii din sat, ne folosim de înmormântări ca să ne apropiem de prizonierii români. Ne furișăm pe la spatele lor și le strecurăm prin buzunare pâine și cartofi fierți. Câteodată, gardieni ne prind și ne trag o mamă de bătaie soră cu moartea. Nu avem voie să ne apropiem de ei. Și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Situația miilor de prizonieri români ajunși în Alsacia-Lorena este reprezentativă pentru un proces cu implicații profunde. Proces început cu aproape 2 ani mai devreme. După 1915, germanii și mai apoi anglo-francezii au recurs la utilizarea unui număr crescând de prizonieri de război în cadrul unor batalioane de muncă în imediata apropiere a frontului. Prizonierii se găseau acum în situația bizară de a forma un soi de unități auxiliare în armata împotriva căreia luptaseră. Conform convențiilor internaționale, captivii nu numai că aveau dreptul la un tratament uman, dar era interzisă încercarea de a-i face să muncească într-un domeniu care avea legătură directă cu efortul de război al statului împotriva căruia luptase. Ceea ce se întâmplă însă în 1916-1917 relevă pe deplin măsura în care combatanții și în primul rând germanii erau dispuși să încalce orice norme stabilite înainte de război. Batalioanele de muncă fuseseră create în 1915 folosindu-se de abundența de prizonieri ruși capturați pe frontul de est. Nu numai că tratamentul aplicat în aceste batalioane era net mai dur decât cel rezervat prizonierilor în general, dar comandamentul german crea o distinție clară între prizonierii francezi sau britanici, care erau trimiși în lagăre din interiorul Germaniei, în vreme ce o parte a militarilor ruși capturați erau redirecționați spre aceste unități de muncă în apropierea frontului din Franța. Se crea astfel o diferențiere nu numai în funcție de grad, ofițerii beneficiind în general de un tratament mai bun, dar și de naționalitate, ceea ce reprezenta în sine o încălcare a normelor internaționale. Mai mult, acești prizonieri intrau astfel într-un fel de zonă gri, în care tratamentele aplicate erau foarte vag reglementate, lăsându-se astfel spațiu abuzurilor. Detașați din lagăre din Germania, unde fuseseră deja foarte rău tratați, prizonierii români au ajuns în Alsacia și Lorena la începutul lui 1917, adică exact într-un moment în care germanii și anglo-francezii se confruntau, prin represalii și contrarepresalii, în chestiunea tratamentului aplicat prizonierilor din batalioanele de muncă. Un ordin al armatei germane din 16 ianuarie cerea ca prizonierilor francezi să nu li se ofere niciun fel de protecție împotriva vremii, niciun fel de igienă, numai mâncare foarte sărăcăcioasă, muncă epuizantă fără restricții, inclusiv transportul munițiilor și lucrul la fortificații sub focul inamic. În multe cazuri, prizonierii francezi deveneau efectiv scuturi umane, menite să protejeze obiective bombardate frecvent de artileria franceză. Era improbabil ca românii să beneficieze de un tratament diferit, dar consecințele nu puteau decât să fie dramatice. Miile de prizonieri români repartizați în comandourile de muncă din Alsacia-Lorena veneau după 2 sau 3 luni în care traversaseră Europa în condiții groaznice și trecuseră prin lagăre de tranzit, multe dintre ele renumite după război pentru tratamentele proaste aplicate prizonierilor.
Spectacolul captivilor români ajunși în Germania probabil nu făcea decât să reconfirme stereotipurile legate de românii trădători. Hrana disponibilă nu avea nicio legătură cu efortul solicitat. Igiena precară și spațiile de dormit improprii, violența zilnică, toate au avut drept consecință o rată a mortalității fără egal printre prizonierii de alte naționalități. Lipsa unor dovezi legate de existența unor epidemii nu lasă ca explicație posibilă decât relele tratamente aplicate de autoritățile militare germane. Există însă o dovadă circumstanțială care confirmă afirmația anterioară. În unele tabere de muncă agricolă, unde prizonierii puteau fi hrăniți de către localnici, rata mortalității tindea spre zero. Hai, Mieluș! Hai, Mieluș! Hai! Hai, Mieluș! Hai! Vom sergent! Dacă noi ai noștri! Mieluș! Te ridica! Te ridica să nu te țintească! Hai! Bine mor aici luptând decât să gata mâine bulgarilor! Să luptăm, să luptăm! Parcă nu știu cum o să scăpăm de aici! Hai, Mieluș! Hai! Mieluș! Frate, Mieluș! Unde te-a lovit? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit, Mieluș? Cete de soldați bezmetici au început să prade bagajele ofițerești grămădite în căruțe, căutând mai cu seamă sticlă de coniac. Alții, cu privirile avrutizate, unii răniți și pătați de sânge, forfătesc în toate părțile, printre căruțele de corvoadă, cu cărăuși bulgari de prin partea locului, care se uită în pământ, posomorâți, îngroziți, așteptând evenimentele. Câțiva soldați au desfundat o lădiță cu zahăr și au golit-o la picioarele lor pe nisip. Până să facă împărțeală, un artilerist cu mâna ruptă de la cot, nebun, vine între ei, cântând în gură mare bisericește și cădelnițând din ciotul de braț care mai atârna la umăr. Stropește grămada albă de zahăr cu șiroaie lungi de sânge proaspăt. Luați, mâncați! E sângele nostru care se varsă acum. Apoi se prăbușește galben lângă zahărul părăsit de ceilalți cu scârbă și ochii încep să se împăienjenească. Sergentul era poetul George Topârceanu. El va reuni experiența sa de subofițer și mai apoi de prizonier din timpul Primului Război Mondial în trei volume. Amintiri de la Turtucaia, Înghiara lor, amintiri din Bulgaria și Prin Planina. În 1916, Topârceanu este prins în degringolada care cuprinsese armata română la Turtucaia. Era sergentul unei baterii de tunuri, care însă nici n-a apucat să fie amplasată, dar aminte să se și tragă cu ea împotriva bulgarilor. În jurnalul său, Topârceanu punctează dezastrul care cuprinsese armata română. Un dezastru militar, dar și uman totodată. Disciplina trupelor dispăruse, iar în locul ei rămâneau frica și un puternic instinct de conservare. Înfrângerea de la Turtucaia a însemnat nu doar pierderea inițiativei strategice, ci și trecerea împrizonierată a aproape 30.000 de militari români. O experiență traumatică pentru covârșitoarea majoritatea lor. Captivii români plăteau asemenea altora prețul războiului propagandistic dus în ultimii ani, război care jucase un rol important în ștergerea distinției dintre combatant activ și prizonier de război. Precaritatea situației economice din Bulgaria și imposibilitatea unei asistențe din partea statului român, cel puțin până în vara lui 1917, au îngreunat și mai mult situația prizonierilor români. Dintre prizonierii de pe teritoriul bulgar, românii și sârbii par a fi fost cel mai rău tratați. Mărturiile celor căzuți în captivitate în Bulgaria provin în cea mai mare parte de la ofițeri, ceea ce ne lasă să înțelegem că tratamentul aplicat trupei a fost chiar mai rău. Aproape fără excepție, acestea scot în evidență arbitrariul pe care îl genera relația inegală dintre cel căzut în prizonierat
și cei care îl întrupau acum pe inamic, comandantul de lagăr, gardianul. Populația bulgară le era profund ostilă. Se recurgea la pedepse corporale când ofițerii protestau împotriva încălcării normelor internaționale, gardienii participau ei înșiși la acțiunile de jaf împotriva prizonierilor, regimul de muncă era foarte dur și violența adeseori aleatorie. A fost nevoie de aproape un an pentru ca lucrurile să se amelioreze. În primul rând, după intervențiile repetate ale Crucii Roșii, ai cărei reprezentanți criticaseră aspru condițiile de detenție din lagările vizitate. Chiar și așa, se plângeau prizonierii reîntorși în țară în 1918, pachetele ajungeau cu întârziere și parțial jefuite, iar corespondența era mai degrabă sporadică. Aceleași mărturii însă relevă o realitate ceva mai complicată. Bulgarii erau adeseori ostili, dar puteau fi și omenoși, după cum unii dintre prizonierii români păreau a se desolidariza de camarazii lor pentru a ocupa un loc mai favorabil în ierarhia lagărului. În ansamblu însă, condițiile din Bulgaria explică la rândule de ce prizonierii români din primul război mondial au înregistrat cea mai mare mortalitate în raport cu prizonierii altor națiuni. Numele unor lagăre ca Sliven, Haskovo sau Tulovo stârneau indignare în România lui 1919, an în care autoritățile bulgare erau nevoite să recunoască că mai bine de 21% dintre prizonierii români pieriseră în captivitate. Procentul este probabil mai mare. Timpul poate vindeca multe răni. Ironia sorții face ca pe drumul pe care în 1916 erau transportați pe jos, în condiții inimaginabile, prizonierii de război de la Turtucaia, astăzi mii de turiști români să meargă către stațiunile maritime din Bulgaria. Puneți tot ce aveți de valoare aici? Atât. Tot restul a rămas la Turtucaia. Pe tot acest drum al morții, militarii români aveau de îndurat nu numai jaful din partea soldaților bulgari, ci și atitudinea ostilă a populației civile bulgare. Grupuri tot mai compacte le ațin calea și pe alocurea ne întâmpină cu o larmă stridentă de huiduieli, șuierături și invective. Umilința pe care o îndurăm este atât de mare că o simțim în piept, ca o arsură de obuz. Dar privindu-i pe bulgarii desfigurați de ură, dezumanizați sub povara propriei lor violențe, mă gândesc că noi suntem oameni căzuți în mâna unor cete de animale mitologice, fără Dumnezeu.
școală, că bate cineva în geam. Nu te teme. Este român, e prizonier. Mai bine să-i dăm ceva de mâncare. Intră, intră. Mănâncă să prinzi puteri. Cum ai reușit să scapi fără să te vadă nimeni? În spate la latrine, gardului mai șubred. Pe acolo poți să ieși și să intru fără să mă vadă nemții. Ai mare grijă, băiete. Cu ăștia nu te pui. Dacă te prind, te împușcă fără nicio remușcare. În comparație cu frigul, foamea și mizeria pe care le îndurăm, moartea este o alinare. Seara de seară mă gândesc că dacă Dumnezeu m-ar iubi, m-ar lua la El. Ai grijă să nu spui nimeni că te ajutăm. Nu spun. Dacă un francez este prins că ajută un prizonier, este condamnat și împușcat pentru trădare. Auzi? Să-ți ții gura. Nu spun la nimeni. Nu spun la nimeni nimic. Decât lui Dumnezeu, pentru că vă pomenesc în rugăciunile mele. Sper să-ți ajungă măcar pentru două zile. Puta proste. Plecat. Era un soldat originar din Oltenița, județul Călăraș, Solomon Coconaș, de vreo 35 de ani. Reușise să iasă din barăcile lagărului din Valdu Patra. Coboruse către marginea satului și venise să bată la obloanele casei în care locuia Monsieur Nicolet, pe strada de Pretră, pe unde treceau zilnic prizonierii români, ducându-și morții la groapă. Solomon Coconaș a profitat fără doar și poate de neglijența gardienilor germani care chefuiau la hanul de la Goșma. De atunci, aproape în fiecare seară, soldatul român venea la familia Nicolet după alimente. Coconaș, care a avut norocul, dar și curajul să iasă din lagăr fără să trezească bănuiala gardienilor, a fost foarte discret, știind că familia Nicolet își risca viața când îl primea și îl hrănea. Această situație a durat până în 1918, când românii au fost transferați din Alsacia. Coborârea! Înainte, marș! În picioare! Știu bine unde suntem. Pare o localitate mică de provincie. Vremea e umedă și rece, o simți până în măduva oaselor.
Bulgarii nu ne permit să stăm jos. O noapte, două, cine știe. Iar populația civilă, când a auzit că suntem în gară, a venit într-un suflet să ne lovească cu pietre. De ce atâta ură? Cum poți să-ți pierzi într-atât umanitatea cât să lovești niște oameni căzuți deja? Fumetați, obosiți, pe lângă care moartea se plimbă cu voluptate. Războiul a trecut de ceva vreme, dar experiența lui încă mă macină. Fragmente din viața mea de atunci îmi tulbură zilele. Chiar și acum îmi vin în minte momentele de la Tortucaia. Miruș! Hai, Miruș! Hai, ține aproape, Miruș! Hai! Hai! Tot se simt! Trag în noi, ai noștri! Miruș! Se ridică! Să nu te țintească! Hai! Mai bine mult luptăm decât să cadă mâinile bulgarilor! Luptăm! Luptăm, dar nu știm cum o să scăpăm de aici! Hai! Mieluș! Frate Mieluș! Unde te-am lovit? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Mieluș! Aoleu, mamă! Am mers pe jos, mai bine de 100 de kilometri, de la Turtucaia la Razgrad. Am suferit de foame și de sete. Până la Sofia am mers cu trenul. Odată ajuns în gară, ne-au sortat, iar eu am ajuns spre munții Rodopi, prin Valea Strumei, spre Macedonia. Doi ani am fost prizonier. Am muncit din greu. Am plecat la luptă pe 3 august 1916. Pe 1 septembrie am ajuns pe frontul de la Tortucaia. Eram tunar. Am muncit la gropile pentru tunuri. Am săpat. Am turnat mortar. Nici n-am apucat să instalăm tunurile. Că am și căzut prizonieri. Pe 6 septembrie 1916, războiul meu s-a încheiat. Trebuia să muncim la o cale ferată, care se lege Sofia de Salonic. Iar regimul alimentar era mai bun ca oriunde. Primeam pâini negre, mici, uneori pezmeți, roșii, ardei. Și de 2 ori pe săptămână chiar și carne. De oaie. Toate însemnările pe care le făcusem, zi de zi la Tortucaia, mi s-au pierdut. Aici nu am nici hârtie și nici toc.
seara, după muncă, mă uit atent la tot ce mă înconjoară și încerc să nu uit nimic. Mă gândesc că voi ajunge vreodată din nou acasă și am să rememorez toate astea. De aceea nu vreau să uit nimic, niciun detaliu. Poate că ar trebui să uit toate aceste necazuri, să le las în întunericul trecutului. Dar amintirea vie și caustică a unei nenorociri nu trebuie niciodată lăsată pradă uitării. Iar eu, în tot acest răstimp, mă gândeam că dacă reușesc să ajung la Sofia, șansele mele de a scăpa viu din acest prizonierat erau mai mari. Așadar, trebuie să ajung la Sofia cu orice preț. Bulgarii căutau mecanici de locomotivă printre prizonieri pe care să-i ducă la Sofia. Iar eu am spus că știu să conduc trenuri. Am mințit, fără să clipesc. Acum când mă gândesc, îmi dau seama că numai un nebun putea să spună o așa gosenie. Minciuna era de două ori gogonată. Odată că eu nu știam nici să deschid ușa locomotivei, dar să o și conduc. Și apoi, nimeni nu mobiliza mecanici de locomotivă din simplul motiv că tot, dar absolut tot, trupe, muniție, alimente, se transporta pe cale ferată. Cu toate astea, bulgarii m-au crezut, iar eu am ajuns la Sofia. Odată sosit în capitala Bulgariei, am fost luat de un soldat care mi-a ordonat să mut o locomotivă de poșină pe alta și să o leg în fața a 10 vagoane care transportau tunuri. Evident, nu am putut îndeplini ordinul. Am luat o mamă de bătaie, câteva zile fără hrană, și apoi am fost expediat, fără drept de apel, într-un lagăr mizer, lângă Sofia, unde viața era de netrăit. Oamenii din lagărul de lângă Sofia duceau o viață amară de ocnași, scoși de sub ocrutirea oricărei legi. Nu se spălau niciodată. Setea șopotoleau din șanțuri, mâncând zăpadă de pe câmp. Nenorociții noștri țărani nu mai aveau nimic omenesc în ei. Îmbrăcați în niște zdrențe de culoare mohorâtă, fără nume, pe care vântul umed sau crivățul tăios le hărțuia în toate părțile, purtând în picioare cârpe învălătucite, legate de sfoară, slabi, murdari, cu față pământie, cu ochi sticloși, cu mintea rătăcită de atâta mizerie. Păreau niște cadavre care s-au sculat cu pământul în cap și-au ieșit la lumina zilei în hainele lor putrede, îmbibate de țărână. Topârceanu se îmbolnăvește și este internat în spitalul din Sofia, unde erau tratați prizonierii Antantei. Spitalul era un adevărat Babilon, cu pacienți francezi, italieni, ruși, sârbi sau români. Era chiar și un negru din Congo, din trupele coloniale franceze, care a stârnit senzație. Apoi Topârceanu este eliberat, se pare, la intervenția germanofilului Constantin Stere, care rămăsese în Bucureștiul ocupat. Drumul întoarcerii spre țară începe în decembrie 1917 și se încheie în ianuarie anul următor, spre stupoarea tuturor cunoscuților săi care îl credeau mort.
fugă de prizonier! După atâția ani de când m-am întors din lagăr, continuu să am coșmaruri. Același vis se repetă noapte de noapte. Se face că eu alerg pe o stradă pieturită din Val du Patre. Un soldat neamț, cu fața deformată, urlă. Mă lovește și îmi fură traista cu mâncare de la doamna Nicolet. Visul nu se termină niciodată. Nu fug. Nu ripostez. Simt că mi-e îngrozitor de foame, iar frigul mă paralizează. Oare cât timp va trece până să uit? Și nici nu pot să spun că am luptat pentru țara mea. Am stat mai mult în lagăr și am luptat ca să trăiesc. Ei, ați venit. Am trecut pe la poștă, ai primit o scrisoare. Pentru mine? E mare vâlvă în sat. Regele și regina României vin aici să își onoreze morții în cimitirul săracilor. Da, am auzit asta când am fost la piață. Azi, 28 noiembrie 1924, la cererea reginei Maria României, doamna sa de onoare, Simona Lahovari, a fost împuternicită să vă scrie. Dragă doamnă, majestatea sa regina, aflând despre devotamentul cu care v-ați ocupat de prizonierii români nefericiți în timpul războiului, m-a însărcinat să vă spun cât este de impresionată de bunătatea familiei dumneavoastră și să vă adresez dumneavoastră și familiei dumneavoastră întreaga mulțumire. Majestatea sa vă trimite portretul său, în ținuta de la încoronare, și speră să-l păstrați ca amintire din România pe care nu o cunoașteți, dar pentru care ați făcut atât de mult. E frumoasă. Alianța Română-Franceză a funcționat și din punctul de vedere al protejării prizonierilor. În condițiile în care mai bine de jumătate din teritoriul României era ocupat, iar resursele solicitate la maximum, autoritățile de la Paris, dar și organizații de caritate franceze s-au implicat în încercarea de a oferi asistență prizonierilor români. Susținerea diplomatică franceză s-a dovedit importantă în multiplicarea demersurilor Crucii Roșii în sprijinul acestora, și tot autoritățile franceze au permis și sprijinit organizarea în Franța a mai multor instituții de caritate capabile să canalizeze ajutoarele spre prizonierii români din Germania sau Bulgaria. Soția lui Édouard Herriot, unul din marii politicieni ai Franței primei jumătăți a secolului al XX-lea, a putut astfel trimite 45 de vagoane cu ajutoare destinate prizonierilor români din Bulgaria. Crucea Roșie Română a jucat și ea un rol remarcabil cu asistența organizațiilor stabilite la Paris sau Berna pentru a strânge resursele necesare programelor de ajutorare. La fel de remarcabile și la un nivel mult mai uman sunt micile gesturi sau observații ale martorilor dramei prin care treceau prizonierii români din Alsacia și Lorena. Unele dintre ele pot părea nesemnificative, dar a arunca câteva țigări sau un pachet de mâncare în calea convoailor de prizonieri, a oferi hrană sau apă riscând reacția violentă a gardienilor, chiar comentariile unor militari germani indignați de tratamentul pe care camarazii lor îl aplicau unor oameni care nu-și făcuseră decât datoria, toate sugerează supraviețuirea umanității în acea mare de nebunie și dorința acestor oameni de a păstra o doză de respect de sine.
Pentru a face aceste gesturi, trebuia să ieși din starea de pasivitate care îți garanta o relativă siguranță. Cum să nu fii impresionat, se întreba Jean Nouzi, istoricul francez căruia îi datorăm enorm pentru eforturile sale de a trage din uitare această dramă, când un veteran de război care fusese rănit pe frontul de est, luptând pentru Imperiul German, îl confrunta acum pe ofițerul care refuza să le permită sătenilor să-i hrănească pe prizonierii români. Această relatare ne duce spre un alt aspect care nu poate fi uitat, atitudinea ansamblului populației civile în fața acestei drame. Șocul contactului cu tragedia românilor a supraviețuit în memoria locală și această memorie, scrisă sau orală, a reprezentat una din puținele surse pe care le avem la dispoziție pentru a înțelege această dramă dincolo de registrele primăriilor care consemnau decesele și înhumările de multe ori colective. Soarta majorității nu mai poate fi reconstituită, dar a supraviețuit amintirea trenurilor cu vagoane pentru vite din care erau coborâți prizonieri români și cabarazii lor care nu rezistaseră transportul. A supraviețuit memoria convoaielor de oameni scheletici defilând pe străzile micilor localități din regiune, a supraviețuit memoria disperării din ochii acestor oameni consumați de foame și epuizare, a celor omorâți în bătaie în public, dar și a refuzului de multe ori violent de a permite localnicilor să-i ajute pe acești nenorociți. Poveștile noastre din spatele frontului se încheie astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi vreme de 6 săptămâni. La revedere!